Dacă îți place carnea de miel, trebuie să vezi asta. Știu că se poate găti în foarte multe feluri, dar astăzi am mâncat miel cu curry și vinete după o rețetă a lui Jamie Oliver, pe care am să o servesc cu orez. Cel mai potrivit pentru a gusta acest preparat este o lingură. Am să iau acum puțin orez cu iaurt, o vânătă, carne, avem ceapă și am să gust. Un preparat absolut delicios. Carnea este foarte moale, ușor picantă, dar nu trebuie să-ți faci griji datorită acestui fapt, pentru că iaurtul îi va tăia iuțeala. Preparatul este aromat, iar tot ce trebuie pentru a-l servi este un simplu orez. Dacă ți-am făcut poftă și ție și îți place carnea de miel și curry-ul, bineînțeles, rămâi cu mine pentru că am să-ți arăt în minutele ce urmează cum am pregătit această rețetă. Și dacă îți place, abonează-te pentru că vor urma și altele, cel puțin la fel de interesante ca și aceasta. Pentru acest preparat o să am nevoie de 2 vinete, carne de miel, aproximativ o jumătate de kilogram, o ceapă mare, o lingură de oțet de vin roșu, 2 linguri de pastă de curry, iaurt, sare, piper, ulei de măsline, iar pentru servit orez basmatic pe care o să-l aromatizez cu 2 cuișoare, o steluță de anason, cardamon, sare și piper. Orezul îl spăl bine în câteva ape, pun în el condimentele, sare și piper. Dublu cantitatea de apă. Îi pun capacul, apoi îl pun pe aragaz la foc mediu spre iute. Îl las să dea în clocot, după care reduc focul și îl mai las până când absorbe toată apa și acesta este moale și pufos. O să încep prin a tăia carnea de miel. Carnea este de pe pulpă, i-am scos osul. O să o tai în cubulețe de aproximativ 2-3 cm. Vinetele, la fel le tai și pe acestea, aproximativ de aceeași mărime, dacă se poate. Ceapa, același lucru, iar când am terminat de tocat, am pus o tigaie pe ochiul aragazului la foc mediu spre iute, ulei de măsline, 2 linguri în tigaie, tigaia nu trebuie să fie foarte înaltă și aceasta trebuie să poată fi folosită și la cuptor. Dau drumul și cuptorului la 180 de grade, pun carnea în tigaie și o călesc până când aceasta își schimbă culoare. Adaug apoi ceapa și vinetele. Asezonez cu sare și piper. Scutur puțin tigaia și le așez, după care adaug oțetul de vin roșu, pasta de curry, amestec totul cu grijă. Believe.
Iar când pasta de curry s-a incorporat, bagă tigaia în cuptor pentru aproximativ o oră până când carnea este moale. Iar la 15-20 de minute amestec și dacă mi se pare că este prea uscat sau nu are suficientă apă, îi adaug un strop. Când timpul s-a scurs, preparatul este gata, carnea este foarte moale, nu a fost nevoie să adaug apă deloc, vinetele și-au lăsat destulă apă. Am să gust preparatul și am să-l asezonez cu sare până când acesta mi se pare potrivit pentru gustul meu. Orezul este și el gata. Pentru a servi acest preparat o să folosesc un bol, mi se pare cel mai potrivit. Am să pun orez în bol. Curry. Iaurt, puțin ulei de măsline, piper și preparatul este gata, trebuie servit cât este cald, foarte, foarte delicios și aromat. Nu uita să-mi lași părerea ta în secțiunea de comentarii și dacă îți place, dă-o mai departe și prietenilor tăi. Aceasta a fost rețeta de astăzi, îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final, îți urez acum poftă bună și te aștept și la următoarea rețetă.